Olimpiada de la Sochi bate la ușă. Vă neliniștesc amenințările teroriste primite de unele comitete olimpice? Se numără COSR printre ele? Bună ziua! COSR nu a primit amenințări de acest gen. Din câte știu, din Europa sunt 5 comitete doar care au primit aceste amenințări, ci eu a spus clar că nu trebuie să ținem seama de ele. Se pare că sunt, cum să spun, amenințări, între ghilimele, devenite obișnuite, care se trimit. Nu, au fost amenințări numai înainte de Sochi, au fost și înainte de Londra, așa și mai departe, dar acum toată lumea vorbește de amenințarea teroristă la Sochi mai mult decât vorbește despre sport. La Londra nu s-a vorbit de ele. Deci contextul e puțin exagerat, în măsura în care eu sunt convins că prietenii noștri ruși au luat absolut toate măsurile necesare pentru ca riscul să fie minim. Nu e mai mare pentru mine, nu e mai mare riscul terorist la Sochi decât a fost la Londra. Și la Londra au sărit autobuze și metrouri în aer cu câțiva ani înainte și toată lumea s-a dus cu inima deschisă. Deci nu am niciun motiv de îngrijorare înainte să plec la Sochi vis-a-vis de acest risc terorist. Credeți totuși că sportivii, inclusiv cei români, ar putea fi timorați de această atmosferă apăsătoare, să zicem, înainte de competiție? Am văzut câțiva dintre ei chiar acum câteva zile la o emisiune și am vorbit de absolut tot ce trebuie relativ la Olimpiadă. N-am vorbit o secundă de acest aspect, nu l-au ridicat nici o secundă, deci eu nu cred că au această grijă. Noi poate mai mult decât alții suntem obișnuiți să trăim într-un anumit fel. Și poate că, nu zice că suntem puțin mai indiferenți, dar cred că poate față de alții ne asumăm mai bine o asemenea situație care, repet, pentru mine nu este îngrijorătoare. Cum caracterizați numărul, calitatea sportivilor români calificați la ediția 22-a a Olimpiadei de iarnă? După cum știți, mergem cu 24 de sportivi față de 28, dacă mi-aduc bine aminte câți au fost la Vancouver. Deci ordinul de mărime e cam același. Ne lipsește ștafeta de biatlon, de fete, care știm că nu s-a calificat din cauza unei greșeli tehnice la ultimul concurs. Și atunci suntem cam în linie cu ce avem de obicei la Olimpiada de iarnă. Calitatea zice că e o calitate constantă. Avem sportivi calificați la foarte multe discipline sportive, ceea ce e o bucurie pentru mine. Cei mai mulți sunt de la bobsanie și skeleton. Urmează apoi schiu alpin, schiu de fond, biatlon, sărituri cu schiurile, patinaj artistic. Sper că nu n-am uitat pe nimeni. Deci e o delegație interesantă, măsura în care avem sportivi în multe discipline. Ce așteptări aveți de la sportivii români ce vor fi angrenați în competiții? Sigur, nu trebuie să ne gândim la medalii, pentru că știm că nu suntem foarte performanți, cel puțin până în prezent, în sporturile de iarnă. Dar mă aștept și mai ales îmi doresc ca sportivii noștri să se întoarcă de acolo cu sentimentul că s-au bătut, că s-au luptat așa cum trebuie și că au făcut maximum. E ceea ce contează, de fapt, când ești la o olimpiadă. Nu numai să particip, pentru că asta toată lumea spune că e important să particip. Nu e important numai să participi, e important să te lupți bine. Da? Dacă mergeți în Muzeul Olimpic de la Lausanne, veți vedea partea a doua a mesajului lui Pierre de Coubertin, care, de fapt, acest lucru se adresează. Mergi să te lupți bine. Important nu e să câștigi, ci să te bați bine. Să te lupți bine, să dai tot ce poți pentru ca să câștigi. La ultimele ediții ale Jocurilor de iarnă, România a reușit să aibă de fiecare dată o clasare sau mai multe clasări în primele 10-20 de locuri. Care credeți că va fi cel mai bun rezultat al nostru la Sochi? La ce probă? Eu mă aștept să fie performanțe onorabile la tot ce înseamnă bob, skeleton, sanie. N-aș putea să vă spun în care din ele, dar mă aștept la boberi și la cei de la skeleton și sanie să vină în primii 10-15. Ar fi o performanță bună. Îmi doresc, de data asta nu e, cum să spun, îmi doresc pentru noi, îmi doresc mai mult pentru ea, îmi doresc pentru Eva, ca la 5-a Olimpiadă să aibă o performanță de care să-și aducă aminte toată viața ei și îmi doresc foarte mult, îi doresc mult să aibă acest succes. Mai departe avem pe Ana Cai, care e o franco-română, să zic așa, dar ales să concureze pentru România și o fată admirabilă, n-a cerut niciodată nimic, nu mai se meargă la Olimpiadă, dar e de învățat de la ea. E o fată care e clasată, are puncte FIS, merge în Cupa Mondială.
Sper să aibă și ea o comportare cât mai bună în ski alpin. Cam aici ar fi, să zic, punctele noastre, dacă le pot numi tari. Este și Pepene, care, să nu uităm, a fost totuși campion mondial la junior, la ski de fond. Poate că între timp a crescut, poate între timp s-a maturizat și poate să meargă în partea de sus a clasamentului. În mod sigur nu vom fi printre ultimii, nu vom fi ridicol, nu suntem ridicol nici din punct de vedere al echipamentului. Tot timpul mi se pune întrebarea asta. România, după și stadiul în care ne uitam cum suntem îmbrăcați, ce echipamente avem, suntem ca ceilalți. Suntem o țară europeană, suntem la fel ca și ceilalți, nu avem de ce să ne fie rușine cu absolut nimic. Ca să anticipez o întrebare vis-a-vis și de Skeleton, poate. Există un Skeleton care e nou-nouț în magazie, din câte am înțeles de la președintele Federației. Poate a venit cu puțină întârziere. Puteau să anticipeze lucrul ăsta, să-și facă niște competiții înainte de Olimpiadă, să obișnuiască cu Skeletonul. Dar Skeletonul e nou-nouț în magazie, din câte știu. E adevărat. Dar spuneți în ce OSR putea să implice poate mai mult în achiziția de material performant. Mă refer mai mult la Bob, unde sunt adevăr foarte scumpe. Nu prea e scopul nostru. Asta, în general, rămâne cam la minister, toată partea asta e achiziție de materiale sportive. Noi, în general, susținem pregătirea, cantonamente, deplasări și așa mai departe. În situații de urgență, ne ocupăm și de furnizare de materiale sportive. Dar noi am avut o discuție cu ministerul și cu federația, încă lucrurile au fost anticipate, undeva prin, dacă nu mă știu, prin mai, iunie anul trecut. Și discuția a fost cu ministerul. Ministerul a fost de acord să plătească aceste echipamente și, din câte știu, au și făcut-o. Deci, pe urmă, o chestiune de termene, dar aici, sigur că ne lovim de birocrație și administrația română, nu ne scapă chestiunea asta, dar lucrurile au fost clar stabilite de la început, cine ce face, și noi ne-am ținut partea noastră și ne-am respectat angajamentul. Ați pomenit de Eva Tofalvi, cea mai titrată sportivă din actualul lot. Va fi port drapel la ceremonia de deschidere. Cine va purta drapelul la ceremonia de închidere? Sportivul cu cea mai bună performanță? Acolo cred că o să-i lăsăm pe sportiv, să aleagă ei la sfârșit. Așa e normal. Așa e normal într-o echipă. Să zicem că și aleg capitanul pentru ultimul meci, nu? Nu ne-am gândit la acest lucru, tocmai pentru că, în general, stabilim la fața locului. Cum spuneați, poate și în funcție de cea mai bună performanță, poate și funcție de vechime la Olimpiadă, dar Eval Duce ea fi cea mai veche sau cu cel mai multe participări. Îi lăsăm pe ei să stabilească, delegația să stabilească, e cel mai bine așa. După părerea dumneavoastră, care este trendul sporturilor de iarnă în ultimii ani din țara noastră? Ascendent sau descendent? Ce disciplină credeți că are cel mai mare potențial de dezvoltare? Întrebarea e foarte bună și vă mulțumesc pentru ea. Eu constat, să zic, o constanță. Sigur, într-o anumită zonă medie a performanței la loturile naționale. Constat însă o creștere la nivel de juniori. Să nu uităm că la fote anul ăsta am luat prima oară medalie de aur la fote. Da? Și e prima oară când am luat 3 medalii. Deci, din punctul ăsta de vedere, sportul de iarnă în 2013, pardon, anul trecut, suntem deja în 2014, în 2013 sporturile de iarnă, din punctul ăsta de vedere, au crescut. Da, e prima oară când am luat 3 medalii la fote, prima oară când luam aur. Eu merg și în România în stațiuni, pentru că îmi place schiul, știe toată lumea chestia asta, și merg mai ales la Poiana Brașov, refuz să mai merg în Austria sau în alte țări deocamdată, pentru că vreau prin acest fapt să dau un semnal românilor să stea acasă, să meargă la Brașov, avem pârtii bune acum, se poate schia foarte bine la Brașov. Nu se schia în Austria, în iarna asta, când nu era zăpadă, se schia la Brașov. Mai greu, dar se schia. Constat tot mai multă lume pe pârtii și constat tot mai mulți copii la școlile de schi. Ăsta este efectul fote. Constat de asemenea, pentru că fiimea cea mică și schiază și patinează și așa mai departe, constat tot mai mulți copii la patinoar. A fost o mare poveste cu patinoarul, aveau ce-ți aminte, mare emoții, îl facem, nu-l facem, trebuie, nu trebuie. Eu pot să vă spun că am fost anul ăsta, e plin. A fost de sărbători plin, oamenii vin, patinează, copiii, trebuie să stai la coadă. E un lucru foarte, foarte bun. Altă moștenire de la fote. Deci, eu sunt convins că în timp, mai ales dacă stațiunea se va dezvolta și cunosc planurile în plan local de dezvoltare a stațiunii, eu sunt convins, cum spuneam, că sporturile de iarnă se vor dezvolta la noi. Din perspectiva asta am dorit foarte mult și mă bucur că primăria și guvernul
sprijină candidatura orașului Brașov la Jocurile Olimpice de Iarnă ale Tineretului din 20, numai festivalul european, sunt Jocurile de Iarnă pentru tineret, care sunt jocuri, da? Avem în față CIO de data asta, tratăm cu aceeași comisie de la CIO care se ocupă și de jocurile mari, să zic așa. Deci mă bucur de această candidatură, va fi un nou Imbold, vor fi încă, sigur, sper să câștigăm organizarea anul viitor, dacă o câștigăm vor fi 5 ani de muncă, 5 ani de muncă intensă, dar merită, merită. Ieri am participat la o inițiativă a Institutului Aspen din România, pe care îl conduce Mircea Joană, prână cu Ion Țiria, cu Nicu Bănicioiu, moderate de Cristian Țopescu. Și am vorbit foarte mult de aceste lucruri legate de sporturile de iarnă și toată lumea e de acord și doresc, sper să am o discuție în septembrie, să am o discuție pe un proiect, două proiecte, nu mai mult, nu trebuie să ne disipăm. Unul, două proiecte majore în infrastructură competiție, noi trebuie să facem infrastructură cu gândul la competiție, cu gândul de a organiza competiții. Sper în septembrie să ieșim cu unul, două proiecte majore, sper că această candidatură a orașului Brașov pentru Jocurile Olimpice ale Tineretului în 2020 să fie asumată de tot spectrul politic și de majoritate, dar trebuie și opoziția să participe la dezbatere, pentru că FOTE a fost un exemplu formidabil de continuitate în politic. Am schimbat nu știu câți prim-ministri, guverne, a rămas poate să zic așa din fericire, același președinte cel puțin vis-a-vis de chestiunea FOTE, pentru că a fost un partizan de la început și ne-a ajutat. Victor Ponta, mare partizan al sportului, ne-a ajutat foarte mult, fără impulsul lui și a fost un comitet ministerial pe care l-a condus la fel, am zice chiar așa cum ne de fier Gabriel Lupea, și bine că a făcut așa. Deci politicul s-a implicat în FOTE, îmi doresc să se implice în continuare politicul, tot politicul, și în organizarea Jocurilor Olimpice ale Tinerilor de la Brașov, și poate să mai găsim unul, două proiecte. Sunt proiecte care unesc, sunt proiecte care federează, sunt proiecte care conduc la o sinergie interesantă și sunt proiecte în care lumea uită, uită de cel mai multe ori de alte chestiuni, de rivalități, de susceptibilități și se aliniază în interesul acestui proiect. Invit pe toți să-și aduc aminte de FOTE și de, mai ales de bucuria și de pasiunea celor, dacă nu mă înșel, peste 500 de voluntari, dacă nu mai mulți, care au adus atâta culoare festivalului, să-și aduc aminte lumea de aprecierile care au fost după festival, care nu sunt pentru mine sau pentru X și Y, sunt pentru Brașov și pentru România, este ce rețin eu. Cum s-ar putea atrage totuși fonduri pentru ridicarea acestei infrastructuri sportive decente, care să ar putea contribui chiar și la dezvoltarea turismului? Sunt, pe sigur, ele merg împreună și trebuie să merg împreună. Sunt fonduri pe dezvoltare regională, da? Deci în cadrul de fondurile europene există acest capitol de dezvoltare regională, se poate merge acolo fără probleme. În organizarea de competiții Uniunea Europeană de Fonduri ne-a beneficiat la Brașov. Comitetul de organizare a beneficiat de 500.000 de euro de la Uniunea Europeană. Aici mulțumesc tuturor europarlamentarilor români care ne-au sprijinit în chestiunea asta, lui Ramon Amănescu, lui Corina Crețu, lui Cristi Bușoi, lui Marijan Marinescu și tot spectrul politic chiar a fost foarte, foarte solidar. Deci pot fi obținute finanțări și pentru evenimente și pentru infrastructură. Trebuie să fim, cum să zic, dibaci, în sensul de a cunoaște parcursul, de a face studiile, proiectele care trebuie și, sigur, evident, pe urmă trebuie să cheltuiți banii cum trebuie, nu altfel, îndeplină transparență și cu o foarte bună guvernare, cu o foarte bună notă la good governance, ca să zic așa. Sunteți un practicant al sportului de iarnă. Ce discipline veți urmări cu interes la Jocurile Olimpice? Sunt două care mă pasionează în mod special. E vorba de schiu alpin și aici, sigur, abia aștept ziua de nouă când e coborârea la băieți. Și îmi place tot mai mult biatlon. Biatlon, mai ales probele de sprint. Îmi plac foarte, foarte mult. Federația Internațională de Biatlon a reușit să reformateze acest sport, să-l aducă într-un format foarte bun pentru televiziune
Și din clipa asta sportul a crescut, sportul ăsta biatlon a crescut foarte, foarte mult. E un sport care îmi place foarte, foarte mult. O serie dintre sportivii noștri au beneficiat de burse de la Solidaritatea Olimpică. Care e mecanismul de acordare a acestor burse? Intră și antrenorii în acest program? Câte știu eu, da. Deci, Solidaritatea Olimpică este, să zic, brațul financiar al Comitetului Internațional Olimpic, prin care CIO sprijină programele de pregătire ale sportivilor și ale împreună cu antrenorii. Noi aplicăm la aceste finanțări, facem un program de pregătire cu detaliu, cu etape și așa mai departe. Sportivul are o finanțare, are o finanțare și pentru deplasare, are o finanțare o diurnă, să zic așa, inclusiv el și antrenorul dacă merge cu el. Deci este un instrument foarte bun. Sunt foarte mulți dintre ele sunt burse olimpice, de fapt. Sunt foarte mulți dintre sportivii noștri și campionii noștri care au fost bursieri olimpici. Foarte mulți, cred că mai mult de jumătate, cel puțin. Ultima și singura noastră medalie datează de la Grenoble în 1968, la Bob prin Ion Panțuru și Nicolae Neagoie. Anticipați că românii pot urca din nou pe podium în viitorul apropiat? În viitorul apropiat, nu. Viitorul apropiat e săptămâna viitoare, să zic așa, la Sochi. E foarte greu. Se mai pot întâmpla situații în care beneficiezi de un context și câștigi o medalie. Face parte din sport, face parte din aventura asta. Eu mă gândesc la un termen mediu și lung. Depinde foarte mult de federații aici. Noi nu ne putem substitui federațiilor și nici ministerul. Pe noi ne întreabă tot timpul lumea câte medalii luăm, pe ministrul mai întreabă din când în când. Eu zic că trebuie să întrebate federațiile, în primul rând, pentru că acolo se face performanța în federații. Și din punctul ăsta de vedere, e esențial ca ele să aibă o strategie pe termen scurt, mediu și lung. Da? Noi putem ajuta în a elabora aceste strategii, dar nu le putem elabora noi în locul lor. Da? Și atunci e foarte important ca oamenii de acolo să aibă o viziune. Da? La Selituri Curschiu le-au avut-o de ceva vreme și uitați-vă, merge tânărul Putea de 16 ani la Olimpiadă, e o chestie extraordinară. Vă dați seama, la 16 ani să mergi la Olimpiadă. Vă dați seama, băiatul ăsta poate să mai meargă la Olimpiadă încă 20 de ani. Sunt săritori cu schiule japonezi, au spre 40 de ani, el poate să meargă încă 20 de ani. Vă dați seama cum, cât de bun va fi, să zicem, peste 8 ani sau peste 12 ani? Va fi foarte bun. Și după el mai apar, că dacă ai un model, vin și ceilalți. Da? Deci, eu sunt încrezător în chestiunea asta. Dar repet, federațiile, ele, în SRE trebuie să aibă o viziune. Da? Și noi îi sprijinim cât putem. Ministerul va face, am vorbit și ieri cu Nicu Băniceu, trebuie să ne alegem din sporturi, în general, câteva sporturi prioritare și dacă investim în ele, inclusiv la iarnă, eu nu cred, sunt convins că vom avea și performanță. Ultima întrebare. Considerați că jocurile de la Sochi vor fi un succes în pofida costurilor uriașe, a temerilor în privința securității, a acuzațiilor legate de discriminare și a altor probleme cu care se confruntă organizatorii? Da, sunt convins că vor fi un mare succes. Eu cred că trebuie să vorbim mai mult de sport și decât de aspectele astea. Trebuie să ne gândim în primul rând la sportivi, la bucuria lor de a fi în competiție, la, cum să spun, la toate emoțiile și toată adrenalina de acolo. Este a cincea sau a șasea olimpiadă la care merg, e a șasea, da? ca și administrator în sport, să zic. Și de fiecare dată abia aștept să ajung acolo. E o atmosferă fantastică, fantastică. Și sunt convins că rușii au făcut tot posibilul ca lucrurile să meargă foarte bine. Rusia, ca și China, e o țară mare, sunt țări care le place să strălucească, sunt țări care nu le place să aibă vreun eșec. Deci sunt convins că au făcut maximul din punctul ăsta de vedere. Britanicii la fel, da? Deci altă mare națiune, nu le plac eșecurile, fac totul să nu se întâmple așa ceva. Costuri.
Lumea trebuie să știe cum sunt repartizate costurile astea. Acolo sunt foarte multe costuri de infrastructură, care n-au nimic de a face cu Olimpiada. Că Rusia a vrut să-și facă o stațiune de schi modernă, unde se aducă multă lume din zona, asta e treaba Rusiei, nu-i treaba jocurilor. Că s-au suprapus jocurile peste acest proiect, care e un proiect național a Rusiei, poate că e cu atât mai bine. Și Olimpiada profită de pe urma asta. Da? Deci, Rusia a investit acolo în primul într-un aeroport, în trenuri, în autostrăzi, în infrastructură de apă, de energie. Asta costă mai sigur mai mult decât jumate, dacă nu, ai zice, spre 2/3 din toată investiția. Pârtile, patinoarele, pistele nu au costat în mod sigur cât a costat infrastructura, nici jumate. Da? Și pe urmă mai sunt costurile de organizare, care sunt comparabile cu alte olimpiade. Da? Deci trebuie să comparăm ce e comparabil. Londra n-a avut nevoie nici de aeroport, nici de autostrăzi, nici de nimic. Da? Erau făcute. Da? Deci alea trebuie să le dăm deoparte. Așa trebuie comparat. Deci să comparăm ce e comparabil.